Prea cuvioase Maici și dragi creștini, slăviți să fie Domnul! Mulțumim mai întâi Domnului Dumnezeu, care mila și binecuvântarea Lui ne-a mai lungit firul vieții, ne-am ajuns și anul acesta să o cinstim. Sfânta Precuvioasă Maică noastră, Prascheva, mult folositoare. Mult folositoare, zicem cuvintele acestea, pentru că ea săvârșește binele mereu și ajută pe toți cei care cerem ajutorul. Îi ajută pentru a dobândi fiecare dintre noi bucuria vieții cele veșnice. Știm din viața Sfintei Precuvioase Maicii noastre Parascheva că ea, de la o vârstă foarte fragedă, de micul copil fiind, a hotărât să urmeze calea Sfintei Biserici. Auzind, într-o bună zi, cuvintele Mântuitorului Hristos care au marcat, și anume, zicând Mântuitorul Hristos, cel ce voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să urmeze mie. Aceste cuvinte le-au urmat Sfânta Precuvioasă Maică noastră Parascheva și le-a trăit în viața ei. Ea ne întreabă fiecare dintre noi și astăzi, dumneavoastră doriți, dumneavoastră voiți să urmați Mântuitorul Hristos, fiecare dintre noi, răspunsul ar fi că da. O să vedem, de multe ori, că viața noastră prea puțin arată lucrul acesta. Nu zic cuvintele acestea ca să judec pe cineva, dar acesta este adevăr. Cei care se uită la noi își dau seama cât de credincioși suntem uitându-se la faptele noastre. De aceea, bine și de dorit ar fi să urmăm și noi, fiecare după măsura și puterea sa, vieții Sfinte, Precuvioase, Maicii noastre, Parascheva. Că nimeni dintre noi nu-și dorește nefericirea, mai ales nefericirea cea veșnică. Sfânta Precuvioasă Maică noastră, Parascheva, a lăsat toate și a urmat Mântuitorul Hristos, cel răstignit și înviat. Toate bogățiile și plăcerile lumii acestea, doborându-le prin rugăciune. Rugăciunea este arma cea mai puternică pe care toți dintre noi putem folosi, cei care suntem doritori să ne mântuim. Să vedem astăzi, parcă mai puțin oameni sunt cei care se ostenesc să se mântuiască. Întâlnim pe cei mai mulți din lumea aceasta alergând și triști. Foarte puțin oamenii întâlnim liniștiți și bucuroși. Voința noastră, în loc să crească, să se întărească Dumnezeu, ia scadă. Cum zicea și zilele trecute cineva, Părinte, avem multă bogăție și puțină bucurie. Noi vedem că familia noastră ceva ne lipsește. Într-o bună zi au luat deja și familia, altă familie să muncească la ei și au observat viața acelei familii care aveau și ei ce le trebuie, nu
fiind chiar atât de bogați, ziceau că există mai multă bucurie în viața lor. Sunt mai fericiți și mai plini de bucurie. Lucrul acesta nu este nimic altceva decât credința lor în Dumnezeu. Aceasta este diferența, să fii cu Mântuitorul Hristos și să nu fii cu El. Toate relațiile, toate puterea și înțelepciunea, viața aceasta ne pot fi de folos doar numai pentru o perioadă de timp. Dar fără Mântuitorul Hristos, bine știm, fiecare dintre noi sunt în zadar. Tare rău o să ne pară când o să plecăm din lumea aceasta și o să vedem ceea ce am pierdut prin neascultarea și neatenția noastră față de Mântuitorul Hristos. De aceea să ne gândim mai des. Ce a făcut Mântuitorul Hristos pentru noi și ce ne dăruiește? De aceea să ne cerem iertare, că nu se merită. Să nu ascultăm de Dumnezeu, să îi întoarcem spate. De aceea să ne cerem iertare de la Mântuitorul Hristos pentru toate clipele și momentele când nu am ascultat de El. Rugându-L ca prin rugăciunile Sfinte Precuvioase Maicii noastre, Parascheva, pe care astăzi o cinstim, să ne ajute, să ne dăruiască putere, să nu uităm care este scopul vieții noastre, adică dobândirea Împărăției Cerurilor, să ne ajute să rămânem ai Lui. Cum ne trăim aici viața, așa ne pregătim și dincolo și veșnicia. La sfârșitul vieții noastre, rugăm pe Mântuitorul Hristos ca El să ne întâmpine, să ne apere de puterile cele întunecate ale diavolului și împreună cu El să trăim în vecii vecilor. Amin.